două invitate. A, altceva? Concursurile de frumusețe. Filipinezii nu doar l-au preluat, ci mai mult de atât. Au făcut un cult din asta. Au un palmares de invidiat la concursurile internaționale. Un Miss World, 4 Miss Universe, 6 Miss International, 4 Miss Globe. Un total de 15 titluri care spun totul despre frumusețea filipineză. Dar și voi sunteți foarte frumoși. Trebuie să alegeți voi cine credeți că este cel mai frumos din fiecare cuplu. Ce noroc ai! Trebuie să vă gândiți la faptul că niște oameni vor vota pe cel mai frumos dintre voi. Iar asta va determina ordinea în care voi veți pleca. Este foarte important cum vă aranjați și cum vă prezentați această frumusețe. Am să vă ofer puțin timp să-l aranjați pe cel pe care îl considerați cel mai frumos din echipă. Băi, tu ești mai subțirel, n-am zis. Dar de ce nu mai om tot timpul? Opa! Miss Asia Express, asta e bună! Mister! Băi, nene, ce mister, bă? Tu ești nebun la cap? Nu știu, bă, cum e aici răzvană chestia asta. Dar eu zic că naturalul e cel mai bun. Băiatul meu e frumos, foc, adică dimineața e frumosel, se aranjează. Dar... Și eu zic că are mai mult succes ca mine. Mai dă de p***. Dacă-ți dai eu dacă vrei. Dar mă, să fac și eu ceva. De ce ai dat asta jos? Dar să am loc de pensule, să-mi întind aici ustensilele mele. Nu pot să lucrez cu ustensilele care nu sunt obișnuite, ca și cum unui chirurg de precizie îi dai în mână un bonfire. Au. Au. Taci din gură. Au. Și suferă. Baba suferă la frumusețe. Hai, în pantaloni? Colanți! Să se vadă! Poți, de când ești tu așa? Trebuie să câștigăm concursul, acum mă folosesc de tine. Și de formele tale. Practic, profit de formele tale. Ștefan este cel care a hotărât ținuta, da? Deci, surprinzător, spunând costum de baie, viață, tine, nu să fii la vedere. Se potrivesc ăștia? Nu, colanți de ăștia lungi, măi! Dar n-am altceva. De aia... A, bă, nu poți merg chiar în gol, ești nebun! Dar nu gol, mă, colanți de aia scurți! Îmbracă-te pe langă dacă se poate, stai cu genunchii acoperiți dacă se poate. Cu pe afară nu mergi tu așa pe stradă, că nu e un concurs de mis, să înțelegi. A, ok. Da! Da, uite, am... Păi acum te-l dai jos, imediat, Franca. Ce zici, iubire? A? A? Ce zici? Că nu mă văd. Dar lase pe ăia, uite la mine. Nu, uitam la oameni în general. Nu, eu eram atent, dacă vezi să spun la cine eram atent, că am rămas să imite el și nu pot să cred că m-a putut să facă asta. Probabil și-au dat seama de handicapul pe care îl vor avea. Dă-ți boiule, vezi să nu faci meningită, dă-ți! Gaaa! Bine, Mario! El e cel mai frumos. El e cel mai frumos. Nu, n-ai loc de el. N-ai loc de el de frumusețe. Aoleu, așa e. Îți place? Yes. Atunci am știut exact ce am de făcut. 1, 2. Asta e pregătit pentru orice, gata. Mister Asia Express. Noi am considerat că este potrivită banderola aceea pentru că Maria are o frumusețe plină de mister. So this is Miss Afia of Miss Malinta Valenzuela. Okay. And this is Jane of Miss Longaniza Festival. I never met one in my life. This is the first time, really. We have the morenas. What do you mean by morenas? Morenas are the brown skin beauty. Okay. And we have the mestizas. Mestizas means? Yes. The whiter skin, the lighter okay, skin. Okay, lighter skin, okay. Here in the Philippines, nice. We appreciate all kinds of beauty. We don't discriminate. Everybody can be beautiful as long as they're confidently beautiful with a heart. How do you do the greetings or like, how do you? It's wave. It's like. It's like a snake right now. Yeah. Where do you want me to go? Like another thing that I always wanted to learn is like the catwalk, that's the name? I can teach you that one. You? Yes, come on ladies, let's do it. 1, 2, 3, go. Nicio șansă să fac eu așa. Ia uite. Cine e primul? Mamă! Mamă! Bravo!
echipa, bravo! Bravo! Aoleu! Aoleu! Următorul concurs! Ce sens mare să mai vină următorul concurs? Are, are, are! Bine, fie! A spart gheața, deși la cum era, de pregătit, trebuia să fie cireașa de pe tort. Wow, wow, wow! Bravo. Ce crezi? Că am și-a luat o fustă scurtă. A crezut că are mai multe șanse. Să vii cu bluzică cu anchior din paiete. Și cu un ruj roșu, așa, cum să zic, strident. Ce vrea ea să ne arate nouă? Wow! Wow! Cât de magi o să fii să nu te... Arată-le ce vrea! Mă nebunește că mă face pe aia așa, adică e... Iau, te... Cine rezistă? Bă, ce prost e, bă! Arată și tu ca aceara în bikini! Eu am crescut-o pe fiul meu foarte liberă. Dar parcă așa, nu știu, mă gândesc că vor veni copiii la aia și o să zică, bă, l-am văzut pe taică tu într-o seară în sirenă. Într-a doua seară era într-o rochie. Într-a patra seară eram cu gene false. E bine tatăl tău? Wow! Spagat. Wow! A făcut spagatul! Wow! Boss, nu m-a așteptat niciodată! Wow! Parcă era Michael Jackson în concert, știi cum făcea? Și mănușa mai lipsă. Lavinia Milosevic a fost. Da. Bravo, Maria! Mai fa, mai fa, mai fa! M-am gândit că o să stăm și o zicam pe Maria de jos și să vezi tu cum trebuie să se prindă mașina lui Maria să ducă înaintea noastră, că ești arunc picioarele. Radu, mișcare scenică! Vreau să văd! Adi! O arăta ca o geamandură, clar, se vedea de departe, din orice punct al parcului. Și-a sortat și cămașa și Adidas și păr. S-a gândit? Eu am venit pregătit de acasă cu acest gel de păr. Ăsta a fost momentul care mi s-a părut perfect pentru a-l folosi. Păi dacă jucăm așa, fac și eu de-asta. Ia mă, bărâmă! Eu n-am cum să sparg asfaltul ăsta. Mie mi s-a părut foarte mișto, dar puțin pierdut. După ce a făcut Mario, Răzvan și Maria, nu prea mai ce să mai faci. Adică s-a închis la pâine și la ouă. Prezentă. A venit a mea nevastă, care parcă venea la război, să o mare pe ea să-i bate. Nu-ți plăcea postura aia, chiar. Da, adică nu, eu nu sunt așa, și pe scenă, mi-e place să mă îmbrac, sport, dar într-adevăr mai fac și chestii sexy, dar tot așa cu atitudine, adică îmi vine să te așa, dar te bat înainte cum, adică tot badass, știi? Iar bă! Iar bă! Iar bă! Cămașa lui albă și în chiloți. Băi, nu te las! Nu te las! Vai, vai, vai! Nu te las! Ristei arăta ca un fetițo băiat sărac, fără bani. Publicul șoc. Publicul în delir. Publicul șoc. Urlă-mi și tu ceva! Bravo, șoarce! Câte figuri aveai cum ai intrat tu? Pac, dădeai din fără. Nu te-au luat cârceii? Nu, deloc. De la atâtea harfe. Făcut-o așa, ziceai că e cheia sol, așa. Da, a venit odată, a dat cu capul de genunchi. Înțelegeți? Și e tot... normal să umbli cu asemenea tertipuri murdare? Fiecare jurat va lua câte o bilă din acest bol și o va pune în fața preferatului sau preferatei. Lăsând la o parte faptul că proba era una legată de frumusețe, mi se pare că a fost una legată și de personalitate, să convingi juriul, nu numai fizic, ci și prin ceea ce faci,
că tu meriți bilet de la el. Ia, 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 ia. One moment. La mine, mai un dans. Thank you, thank you, thank you. Fodor a câștigat mult prin atitudine. A venit cu atitudine monstru. Ne-a omorât. Așa, băiatul meu! Bă, bă, ce prost e Fodor, bă. Aia a fost cireașa de pitor. Guy! După ce l-am văzut pe Ristei, m-am gândit din start pierd. Era mult mai feminin ca mine. No, wrong person, wrong person! Hai că e bine. Tacheta era foarte sus în echipa noastră și atunci nu aveam cum să... Și asta i-a debusolat total. De au luat-o în direcții diferite. Boiule, te rog eu, du-te la soare. Te rog eu dacă te duci la Ristei. Asta, bă! Bravo! Ești în siguranță. Go, 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 go! Marie, Marie. Marie, Marie. Come on. Okay, you're the one who picked. Thank you, buddy. Thank you, thank you, thank you. Știe băiatul meu, băi, are talent, talent. N-am cum. Să vezi că treaba cu tricoul a fost de bun augur. Am speculat treaba asta, dar cu folos. Hai, mai în dreapta, mai în dreapta, mai în dreapta. Vino să-ți dau un pupic, vino să-ți dau un pupic. Mie mi-a plăcut numărul lui mult de tot, sincer. Adică avea și votul meu dacă nu erai tu. Ah, super, perfect. Bacă-mă privirea 13, uite-te în cameră, frumos. Atât. Tot eu sunt, uite-mă. Ia-o în brațe, ia-o în brațe. Vino încoace. Ia-o pe sus, ia-o în brațe, bravo! Ce reacție avea? A luat o jurată în brațe, a dădea din picioare ca un cărăbuș disperat. Și nu voia săraca, s-a simțit așa de vechi, a fost atrasă, pur și simplu. Ce la Ristei! Toate se îmbinau într-un puzzle perfect. Florin Ristei. Eu cred că imaginea lui Ristei o să mă bântui. Adică o să rămână foarte mult timp impregnată în minte. Înapoi! Bravo! Radu a fost un pic introvertit la proba asta. Trebuia să dea mai mult din el. Așa sunt eu, cu un zâmbet ușor timid pe față. Cui îi place, îi place, va veni să mă voteze. Cui nu-i place, aia e. Nicolae! Nicolae! Thank you very much! Thank you! Bine, Maria! Thank you very much! Ăsta, ce-am jurat! Păi aici băieții plac băieții, fetele plac băieții. Practic, pe fete nu le place nimeni. Nu prea. Este clar cine a câștigat. Da! Mario! Mario! Bravo! Da, ce faci asta? Bravo! Era un super latino lover, așa, cu provescoate, ud, mai schema cu apa. Le-a leșinat. Le-a leșinat pe fete. Ce-am zis, bă, să le îmbrațe? Da, mă, n-am. Thank you so much. Bravo, Freșule! Ia buchetul ăsta de flori ca să-ți mai treacă de un fior. Tu și Maria, voi n-ați avut nimic pregătit. Maria n-a avut mișcările. Și-a ridicat blugii și tu n-ai avut nimic, dar nu prea avut nici mișcările. Așa că o să plecați în ordinea voturilor. La 2 minute, unii față de ceilalți. Mario, tu ai? 7. 7. Ia uite, domnule, de ce se duc bilele în zilele noastre. Florin și Alina la egalitate. Surprinzător, eu la egalitate cu Alina, 5 bile. Ne urăște sinceră. Sunt la fel de faină ca Florin Ristei dat cu ruj. Dar el avea așa drag cu genele alea puse. Ștefania, 4. Să știi că dacă eu participam, aveam mai multe șanse. Mai mari șanse, da. Nu ne-am adaptat contextului. Marie, 3. Răzvan, 2. Cu Radu. Și Ada, 1. Chiar dacă am avut doar un vot, nu înseamnă că sunt varză. Totul s-a terminat foarte urât așa, mi-am luat doar 2 voturi. Eu cred că au fost măzluite. Mie maica mea mi-a spus de când m-am născut că bărbatul trebuie să fie un pic mai frumos ca dracu. 2 bile, dacă asta înseamnă mai frumos ca dracu, nu știu ce înseamnă. Atât am obținut. Trăiește mare aventură Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale, fără pauze publicitare.